Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pur și Simplu. Invitat astăzi este consilierul local Bogdan Gavra, consilierul local Băimărean. Bine ați venit! Bine v-am regăsit, bine am regăsit telespectatorii dumneavoastră și mai ales pe și noi cu toții ne-am regăsit, băimărenii pe care ne urmăresc. Sigur că o să vorbim despre administrație, dar fiindcă sunteți în varianta de consilier local și aveți pulsul care se cuvine de acolo, din tocmai acest fort al nostru. De două zile am avut ultima ședință de consiliu local, în care și pentru că este luna iunie, care este luna copiilor. Care începe cu ziua copiilor, cum are. A început cu 1 iunie. Copiilor. Pentru mine toată luna este luna copiilor și de aceea a fost o inițiativă a executivului Băimărean să acorde gratuitate la trenuleț doar pentru trenulețul din parc, să doar toată luna, da? Două săptămâni, deci din 1 în 13 iunie, și pentru că după aceea începe vacanța efectivă a copiilor noștri, am făcut un amendament și astfel, datorită amendamentului Gavra, trenulețul va fi gratuit pe întreaga perioadă a lunii iunie 2022. Acesta este cadoul meu pentru copiii băimărenilor. Da, să vă trăiască astfel de cadouri, pentru că totuși înseamnă ceva. Că de altă trenulețul parte, respectiv este un simbol al municipiului. Este un simbol de când al a fost copii de ani de zile, bineînțeles. Toată lumea știe, mă duc în parc și mă dau. Mi-aș dori o modernizare a acelui trenuleț, probabil să devină și el electric. Mulți dintre băimăreni, dintre copiii băimărenilor, n-au folosit încă un trenuleț, îl folosesc doar pe cei din Parcul Regina Maria, și am considerat că se cuvine ca acest simbol să fie folosit. Municipiul Baia Mare nu se îmbogăsește cu cei 3 lei cât era costul unui bilet la acest trenuleț. Așa că mai bine haide să facem o bucurie, dacă oricum nu există un venit considerabil la bugetul local prețul unui bilet cu trenuleț. Dar mie puțin a nevoie să înțeleg de pildă de unde până unde dăm gratuitate doar din 1 până în 13 iunie. Pentru că așa a venit inițiativa executivului, tocmai de aia mi-am și eu ridicat semnul de întrebare, de ce nu este doar pe durata zilei de 1 iunie? De ce nu? Da, și atunci, exact, plecând de la aceste considerente, am făcut acel amendament, pentru că, din punctul meu de vedere, toată luna este luna iunie, este a copiilor, mai ales când 13 se încheie anul școlar, da, începe vacanța, haideți să prindem două săptămâni din perioada anului școlar, două săptămâni din prima perioadă de vacanță și astfel copiii să aibă timp să se dea cu trenulețul. Da. Pe de altă parte, ați avut opreliști la această inițiativă? Au fost și colegi consilieri la care nu mă așteptam, care au votat împotrivă, adică s-au abținut, ca să fiu mai elegant, de nu au votat împotrivă, dar da, mă rog, votul abținere este tot un vot împotrivă, dar au fost 12 consilieri care au votat pentru și astfel amendamentul a fost adoptat. Dumneavoastră, ca și consilier local, înțelegeți? Bine, vorbesc la modul general, astfel de situații de pus de-a curmezișul, pentru că aici nu aveam de discutat de cine știe ce sume, ce, nu știu cum, văduvim bugetul local de așa. Tocmai de aceea și amendamentul meu. Și atunci, de ce întrebarea? Sigur, poate că pare o întrebare retorică, dar de ce să faci pe, în termeni generici sau în termeni populari, să faci pe gică contra la un lucru care e pentru copiii noștri din Baia Mare. Deci, și eu m-am întrebat chiar la cei 6 colegi consilieri care s-au abținut, de ce să faci la un astfel de amendament să fii împotrivă. Și eu am votat amendamentele sau propunerele unor persoane care, să zicem așa, oarecum sunt mai ciudate. Dar dacă amendamentul mi-a părut că este bun pentru
cei care urmeau să beneficieze de acel tip de amendament, am votat pentru. Ați spus da. Nu fac doar cică contra la executiv sau la propunerile primarului. Păi asta e ideea. Înainte de a fi consilier local, da. Asta sunteți un cetățean al acestei urbe. Da. Da. Și e logic să apreciați ceva care este bun pentru urbe. N-are importanță din ce coloratură politică vine. Dacă corect. Are un om o idee bună, da. Dar vedeți, nu toți consilierii pot să se dezbrace de haina de partid. Nu toți consilierii au verticalitatea impusă prin voturile pe care le acordă. Și atunci mulți dintre partide, mai ales, folosesc votul într-un fel sau altul. Dar încet, încet trebuie să schimbăm și această optică în Consiliul Local. Tocmai de aceea m-am dus și eu în Consiliul Local, pentru că vreau să votez prin ceea ce îmi transmite conștiința și prin ceea ce aflu ca informație că își dorește Băimăreanu. Astea sunt cele două criterii pe care eu le folosesc atunci când acord un vot. Sunt niște criterii cât se poate de simple și cât se poate de înțeles cum ar veni, pentru că de asta v-ați dus acolo. Asta nu neapărat dumneavoastră. Orice consilier local, de asta se duce în Consiliul Local. Așa sper și de eu. Asta vrea să fie ales ca să facă ceva bun pentru comunitate. Corect. Nu să aibă frecușuri politice și să spunem că nu votez aia, deși știu că în feeling-ul meu îmi dau seama că ar fi un lucru bun, dar nu votez fiindcă e din altă coloratură politică. Nu are ce căuta o astfel de judecată într-un for ca și Consiliul Local. Haideți să facem ceea ce este bun pentru Băimăreni. Da, asta este o idee bună. Ce e bun pentru Băimăreni, de pildă, prin cartiere? Că dacă tot stăm să discutăm asta. Multe lucruri ar trebui să se vadă și în cartierele Băimăreni. De ce vă întreb asta? Pentru că, ok, prin centru, mai să zicem, se vede un lucru bun, se mai udă o floare, se mai nu știu cum, dar prin cartiere, prin zonele care nu sunt atât de vizibile omului care circulă toată ziua. Acest lucru mi-l doresc și eu, să ducem serviciile publice în fiecare cartier al municipiului. Și aici vorbesc despre asfaltări. Așa. Am făcut acele asfaltări pe zonele centrale, în continuare băimărenii cu care mă întâlnesc sau care îmi scriu, îmi spun pe Transilvanii încă nu s-a intervenit, abia acum am înțeles că se intervine, în cartierul Săsar sunt zone în care nu s-a intervenit și așa mai departe. Am făcut chiar o adresă către municipalitate să-mi prezinte programul de asfaltare, pentru că am avut și o etapă de lună jumate în care municipalitatea n-a avut contract privind reparațiile la drumuri. Abia de la mijlocul lunii mai s-au reînceput asfaltările. Domnule, dar imediat, adică imediat, mă rog, va trece vara, după aceea, domnule, n-avem vreme să asfaltăm, acum a venit toamna, plouă și ne mai lasă condițiile meteo. Vedeți, Baia Mare, administrația publică locală are nevoie de predictibilitate administrativă. Ce înseamnă, din punctul meu de vedere, acest lucru? Acordurile cadru, licitațiile, trebuie făcute la timpul lor, astfel încât în momentul în care știi că peste 3, 4, 5 luni îți expiră un serviciu public, tu trebuie din timp să te pregătești și să faci nou acord cadru cu clauză suspensivă care să intre din ziua următoare finalizării contractului anterior. Ca omul care își face vara sanie și iarna car. Deci este un lucru simplu, astfel încât băimărenii să nu mai aibă, nu știu, iarna, ne prinde din nou iarna pe nepregătite, că nu avem contract pentru dezăpezire. Vara nu avem pe cel de la asfaltări și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, predictibilitatea aceasta administrativă și transparența trebuie să fie totală. Să știm clar, în martie 2022 se finalizează contractul, acordul cadru pentru reparațiile la drumuri. Înseamnă că cel puțin cu 6 luni, cu 8 luni de zile înainte, dacă este o licitație mare, dau drumul la o nouă licitație cu clauză suspensivă, astfel încât în 1 aprilie să am un contract nou și să nu am întrerupere între cele două contracte și băimărenii să nu-și distrugă mașinile în gropile create în asfalt. Este un lucru simplu. Da, este simplu. Nu-i nimic ieșit din comun.
Dar trebuie să te ții de el și să știi și să-ți fie să mintea la binele comunitar, la binele băimărenilor, nu în altă parte. Și această predictibilitate de care spuneați dumneavoastră scârție, înțeleg, da? Da, din punctul meu și de vedere, mai are șanse să scârție mult, sau predictibilitatea aceasta administrativă, din punctul meu de vedere, la nivelul administrației publice locale, lucrurile se fac un fel pompieristic, adică în momentul în care se aprinde focul, fugim să stingem. Nu facem nici un pic de prevenție ca să nu se aprindă focul. Aici este diferența pe care eu mi-o doresc între ceea ce se întâmplă în momentul de față la nivelul executivului și ceea ce ar trebui într-o administrație publică locală, modernă, europeană să se întâmple. Și cred că Baia Mare acolo se va îndrepta în perioada următoare. Bun, e bine că aveți, mă rog, speranțe. Da, eu zic că Baia Mare are un viitor. Este și un slogan al meu pe care tot îl folosesc. Baia Mare are un viitor, trebuie să aibă un viitor. Copiii noștri trebuie să aibă un viitor pe care să și-l facă cu sprijinul nostru aici, în oraș, nu să-i îndemnăm să plece în alte părți ale țării sau în alte țări. Ideea este bună, domnule Gavra, numai că ar fi foarte bine să prindem și noi acest viitor. Noi sau... Nu neapărat doar copiii noștri. De ce să nu îl prindem și noi? Fiindcă și noi, bineînțeles. În dreptul nostru de a trăi mai bine într-o societate normală și... Da. Că vorbim de cartiere, că m-ați întrebat de cartiere. Da. Pe lângă partea aceasta de asfaltare, vedeți că a izbucnit căldura de câteva zile. Ne cam dă târcoale. Chiar și în studioul la dumneavoastră ne dă târcoale această căldură. Așa. Și vegetația automat a izbucnit. Din păcate, iar oarecum facem doar toaletările și cositul în zonele centrale, în cartiere nu facem aceste toaletări. Îmi scriau băimărenii, au copaci care crengile le bat în geam, nu merge nimeni să... E și vremea, fac o paranteză, e vremea în care vor veni tot felul de coduri, dincolo de galbene, vor veni unele portocalii, pentru că așa este în perioada de vară. Și dacă ai un copac care nu stă bine pe piciorul lui cum ar veni, se poate să scadă peste bloc, peste casă și așa mai departe. Da. Am mai avut exemple nefericite. Sunt alții care vin și spun că municipalitatea ar trebui doar în fața blocului, în spatele blocului ar trebui oamenii. Da. Atunci haideți să dotăm aceste asociații de proprietari, să le dăm o altă dimensiune a ceea ce înseamnă asociații de proprietari, nu ceea ce erau în trecut, în vremea comunistă, când doar strângeau banii și așa mai departe. Strângeau cotizația. Cotizația. Din punctul meu de vedere, sunt extrem de importante asociațiile de proprietari, pentru că oamenii altfel s-ar organiza în cele 5, 6, 7, 10 blocuri pe care o asociație le-ar administra, terenul respectiv ar putea să fie astfel îngrijit și municipalitatea să faciliteze pe de-o parte anumite aparaturi de care ar avea nevoie, dotările necesare care să le dea într-un fel de comodat asociației respective și doar să vină la un program prestabilit să încarce iarba cosită, crengile tăiate și așa mai departe. Și atunci am avea și o terapie ocupațională pentru persoanele din zona respectivă care s-ar simți utile pentru societate în continuare. Pentru mine asta este lucru cel mai bun să transmitem omului, mai ales celui care s-a pensionat. Încă mai este util. Da, nu, el a muncit zeci de ani, a construit acest oraș, nu poate sta, noi îl țintuim în casă. Haideți să-l scoatem în jurul blocului și să facă și alte activități. De acord cu ce spuneți dumneavoastră, ideea este generoasă, dar este variantă de voluntariat, cum ar veni. Pentru că nu poți obliga un om dintr-o asociație de proprietari, hai și cosești arba sau tai niște crești. Bineînțeles, spiritul civic, voluntariatul, nu ține neapărat numai de vârstă, deci să fii foarte tânăr. Ca să faci activități civice și așa mai departe. Eu zic că și la 65 și la 70 de ani se pot face astfel de activități. Un om în putere poate face, poate merge să strângă iarbă și la 80 ceva, la 90 de ani, dacă pur și simplu corect. Vrea să... Da. Să în rest, municipalitatea, prin Serviciul Public Ambient Urban, care am cerut printr-o adresă publică, din nou, programul de toaletări, de
cosit în cartiere, așa, da. Să respecte acel orar, să fie transparent, să fie adus la cunoștința băimărenilor și efectiv să se vadă. Dar știți cum se întâmplă, echipe puține, oameni puțini, pe când cosim într-o parte și ajungem dincolo. Asta este o scuză veșnică. Da. Suntem oameni puțini, nu avem nu știu cum. Mă frate, cât sunteți, faceți-vă treaba. Apropo de ce spuneți dumneavoastră cu treaba asta, care ar trebui serviciul public ambient urban să aducă la cunoștința omului, mă, vezi că vin mâine sau poimine sau în următoarea perioadă, vin să toaletez pe acolo. Ce ai tu? Da. Fișuri, copaci, așa mai departe. Credeți că se întâmplă asta? Eu vă spun din punct de vedere al unui trăitor, într-un cartier din Baia Mare, nu în centru, păi, haide să vă întreb pe dumneavoastră, care de bine, de rău, sunteți mai informat decât mulți dintre băimăreni. Știți când se toaletează sau știți când se asfaltează sau știți când se mătură în cartierul dumneavoastră? Fără îndoială. Despre asta vorbim. Dacă dumneavoastră, care sunteți în mass media, nu știți, vă dați seama că 90%, 99% din băimăreni probabil nu știu. Mi-ar să știu ca să-i pot informa și pe, și alții, pe alții, așa cum spuneți dumneavoastră, că lucrez în mass media. Un afiș la scara de bloc, să se nu spună, se în, nu știu, prima joie din lună se cosește. În, așa și așa mai departe. Deci cât de ușor s-ar putea face când o lucru? Când l-auzi dimineața, că încep la 8 fără 10, să zicem așa, l-auzi pe unul, termină tu fișul de acolo, ok, pe de altă parte mai și vorbesc tare, nu ajunge cât zgomot face, mă rog, aparatura aia cu care tu îndiei tu fișurile, atunci pur și simplu îți dai seama că s-a programat ceva în cartierul tău. Da. Că vorbim... Îți dai seama că are loc acel... Da. Să vorbim de curățenie, de vegetație, de respect. Mulți dintre băimăreni, și chiar am făcut din nou demersuri către administrația publică locală prin Serviciul Public Ambient Urban, mi-au cerut să se intervină la ceea ce se întâmplă în cimitirile din municipiul Baia Mare. Iată un alt un subiect extrem de important și delicat, sensibil. Sigur, la cimitir... Dar este, da, și toți mergem să ne reculegem și nu este bine să fim deranjați de către cerșetori, de către alte persoane care vin acolo din varii motive. Și atunci, din punctul meu de vedere, administrarea acestor cimitire trebuie să se facă mult mai profesionist. Cei care duc mortul la groapă ar trebui să aibă o ținută a municipalității. Să fie cosit, să fie îngrijite aleile, pentru că mergi să-ți vezi, să te reculegi cu cei care de câțiva ani nu mai sunt printre noi și cred că ar trebui să fie un loc altfel decât este în momentul de față. Adevărul este că din nefericire vă dau dreptate aici, pentru că și apropo cu, mă rog, cei care se ocupă cu îngropatul, care fac un serviciu la urmă. Da, bineînțeles. Da, dar de ce să nu avem, mai ales că sunt angajații noștri a municipalității, să avem emblema noastră pe șalupete și astfel să te simți ca la un serviciu care ți este acordat cu tot într-un moment tot de ce impas, înseamnă un moment extrem de sprijin în, în momente grele, pentru că toți care merg acolo sunt într-un moment extrem, extrem de greu și atunci haideți să încercăm să-l facem să treacă cât mai ușor peste acel moment. Bun, și aveți, cum ar veni, ecouri bune la astfel de inițiative. Da, eu chiar... Mă refer acum și la colegii dumneavoastră. Chiar de două zile... Sunt convins că discutați. De două zile am primit și răspuns de la Serviciul Public Ambient Urban și sper ca lucrurile să intre oarecum într-un făgaș mai normal a ceea ce se întâmplă și în această zonă. Depinde a serviciilor când. Funerare. Depinde și când. Eu sper cât de repede. Bun, sigur, speranța avem cu toți. Da. Să sperăm că vor fi într-o variantă, să spunem, acceptabilă în sensul de timp. Revenind la, știți și dumneavoastră că operatorul de servicii de salubrizare menajeră a notificat primăria că de astăzi, 2 iunie, sistează sau diminuează prestarea serviciului în caz de neplată.
Am înțeles. Din, cu alte cuvinte, din, se, da, se întâmplă din nou. Ceea ce a deci, fost de Crăciun și de anul nou. Tot pentru că primăria nu plătește numai când și când. Am înțeles că au avut loc negocieri și primăria s-a angajat ca până în data de 15 iunie, deci până la mijlocul lunii, va face unele dintre plăți. Să sperăm că va fi așa și nu să și fim atunci cu... dursalul ar merge pe ideea promisiunii primăriei? Da, și ar în, mai strânge... în momentul de față dursalul a anunțat public că prestează în continuare serviciile la același nivel cantitativ și calitativ până în data de 15 iunie, cu speranța din nou că până atunci vor fi plătite o parte cel puțin din datoriile pe care municipalitatea le are către operator. E oarecum un soi de convulsie din asta la nesfârșit. Da. Deci, cum spune, era să zic cum spune românul, it is happening again. Da. Doamne, iar aceeași da. Problemă. Aceeași problemă nu pentru că... Drusalul zice, da. Nu-ți mai adun gunoaiele și noi stăm și ne uităm. Pentru noi plătim. Că Băimăreanu plătește. A plătit da, deci în general plătit. La începutul anului pe da, tot, anul. Tot anul. Practic a plătit în avans prestarea unui da. Serviciu, un serviciu care, pe care s-ar putea să nu-l primească, să nu beneficieze o perioadă de este timp. Frustrant, adică bun, ok, tu mie, ca un cetățean oarecare, îmi iei banii, după care vin două instituții. Mă rog, o instituție da. A primăriei și alta a drusalului. Da, da. Și să ceartă între ele și spun, bă frate, eu nu mai adun gunoiul, rămâi matale. Problema cu aici este că apare, primăria este oarecum terță parte în acest contract, pentru că contractul este între Dusal și ADI Deșeuri, care reprezintă toate cele 31 de primării din zonă. Așa. Și atunci, oarecum, primăria trebuie să se bazeze foarte mult pe ceea ce avizează pentru la plată ADI Deșeuri. Și aici există, în momentul de față, din ceea ce îmi dau eu seama, unele scurt-circuitări. Pe de o parte, Dursalul încearcă, ca orice firmă care da. Dorește profitul, da. Încearcă să uziteze de toate mijloacele pe care le are și să introducă în facturi cât mai multe cantități pe care nu le pot, poate n-avem cum să le măsurăm, adică... măsura nimeni. Și atunci aici sunt... Adevărul nu este doar de o parte, să nu credeți. Adevărul este și de o parte și de cealaltă, pentru că și primăria trebuie să fie extrem de clarificată că ceea ce plătește este realistic și legal efectuat. Da, una peste alta, apropo că vorbeați despre scurt-circuit, de aici, din tot acest amalgam, poziția cu tare. Da, sunt de acord că adevărul e pe undeva pe acolo. Dar scurt-circuitat din toate astea, cine iese? Cetățean. Cetățean. Că el nu are nicio vină. Eu mă duc, plătesc, eu ca cetățean da. Oarecare, mă duc, plătesc serviciul pentru strângerea gunoiului pe un an, da. După care, Doamne ferește, vine vara și cam și miroase, dacă am da. Locul lângă gunoi. Vă dați seama și acum la 30 și ceva de grade ce ar fi da, să rămânem. Se întâmplă, fiindcă sunt acolo niște neînțelegeri. Bun, nu mă interesează, repet, ca un cetățean oarecare care își plătește dările unde trebuie plătite, să vină cineva să spună, păi sunt niște frecușuri pe acolo. Da. Sunt lucruri de neînțeles. Adică... Da. Ceea ce mai îmi doresc în cartiere așa. Ar fi terenul de sport pentru copii. Vedeți, foarte mult promovată lege a deschiderii curților școlilor da, a fost întoarsă la Parlament, din câte știu eu, și nu există o lege a obligativității ca aceste curți ale școlilor să fie folosite și în partea a doua zile. Și atunci, din punctul meu de vedere, eu când eram copil, când mergeam în cartier, cel puțin găseam o masă de ping-pong. Era vorba că mergem în curtea școlii, jucăm un fotbal. Sau în curtea școlii, dar era un panou de basket, da, un exact, teren de da. Basket unde aruncam cu mingea. Astăzi, tineretul băimărean nu mai are aceste facilități la dispoziție și atunci, bineînțeles, că se îndreaptă înspre baruri și alte vicii care sau se găsesc la fiecare, fiecare colț de stradă. Și din punctul meu de vedere, aș vedea terenuri mici în cartiere, am și modele aduse din alte țări,
de basket, de volei și așa mai departe, unde, bineînțeles, nu sub geamul omului, da, mă rog, da, ci într-o zonă mai îndepărtată. Într-o zonă în care se poate cum ar veni. Bineînțeles, monitorizate aceste terenuri cu camere video care să fie conectate la serverul poliției locale, în cazul în care sunt incidente, poliția da, să da, poată să interveni și, bun, și așa mai departe. Deci da, dar haideți să facem câte un teren pe an. Nu este o investiție. Deci eu îmi doresc o strategie pe termen mediu și lung a primăriei, dar să se vadă, să spun vreau să fac 15 terenuri de sport în Baia Mare în următorii 15 ani. Fac câte unul, că atât îmi permite plapuma da, bugetară, portofelul, asta atât fac într-un an un astfel de teren. Și am făcut și omul să știe, anul acesta facem în Ferneziu. Și l-am făcut în Ferneziu, anul viitor în Săsar și așa mai departe. Și astfel copiii și tinerii să poată să aibă acces la astfel de servicii sportive. Inițiativa din punctul meu bună, de vedere, aveți sprijin la asta? Da, o să avem sprijin și va fi un amendament pe care voi dori în proiectul de buget pe anul viitor și sper să se și pună în aplicare. Practic, fondurile într-o astfel de variantă ar veni din bugetul local? În momentul, în momentul de față bugetul local, dar se pot gândi și alte tipuri de finanțări. De surse de finanțare, da. Alte tipuri de surse care pot fi atrase și pe zona sportivă. Mă gândesc că se pot face, nu se pot face și proiecte pe variante de fonduri europene aici? Pe, bine, vă întreb ca profanul, fiindcă pe nu PNRR nu există, există o variantă și pe astfel de tipuri de servicii. Practic, soluția ar exista. Da. Trebuie doar să ne dorim. În momentul de față, în Baia Mare, sunt în construcție cele două terenuri de sport de la colegii Aurel Vlaicu printr-o finanțare a Federației Române de Fotbal, dacă nu mă înșel eu, într-un parteneriat și sunt cam singurele astfel de facilități sportive. Mai este o intenție pentru un bazin de not didactic pe locația fostului strand, dar care este pe circuit la Compania Națională de Investiții. În rest, pe asta sport, numai... Asta e cu bazinele, da. E o întreagă discuție, sigur o să o avem într-o... Da, dar vedeți, uitați la Recea, este în construcție. Dacă, dacă și-au făcut din timp toate documentațiile și vorbeam de acea predictibilitate, astăzi ei sunt în construcție. Probabil într-un an de zile, un an jumate, îl dau în folosință. Și vorbim de o comună, nu vorbim de un oraș. Și noi, în Baia Mare, la Fărcașa, din nou, este în construcție. Am noi, în Baia Mare, municipiul reședință de județ. Avem bazin olimpic descoperit și stau broaștele la soare acolo. Da, ce de ani de zile închis și nu nimeni care a venit la conducerea județului, orice, că vorbeam de coloraturi politice, nu au reușit nici măcar acel bazin deschis să-l reabiliteze și să-l dea din nou în folosință băimărenii. Doamne Carvara, vom pune mână de la mână, luăm cârpii noi, vom aduce apă de acasă și ne facem bazin astăzi. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și... Eu vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc celor care ne-au urmărit. Sper să fi fost o emisiune utilă și plăcută și pentru ei. Și sper să avem proiecte bune și de acum încolo care să fie sprijinite. Doamne, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Pur și Simplu. Până data viitoare, să rămâneți cu bine, să fiți sănătoși și toate cele bune!